Ami, vreau să-mi spui totul de proiectele tale. Pe unde te vedem în următoarea perioadă? În următoarea perioadă o să stau foarte mult în studio pentru că pregătesc muzică multă. Am avut așa o scurtă pauză pentru că am fost implicată în Sunt celebru, scoate-mă de aici. Am stat acolo ceva timp și a fost așa pe pauză partea asta muzicală. Însă abia am așteptat să mă întorc, să intru în studio și să pregătesc muzică nouă pentru că după toată experiența asta și de la Sunt celebru vreau să reconstruiesc și să regândesc un pic cu tot ceea ce fac pe viitor. Zi-mi de Sunt celebru, cum te-ai întors, cât ai slăbit, mă interesează. În primă fază am slăbit acolo în jur de 2-3 kg, pentru că aveam provizii destul de puține și de mâncat, nu știu, am avut doar, cum să zic, premiile pe care le câștigam atunci când mergeam la probe. A fost o experiență destul de dură pentru mine, dar una dintre cele mai interesante și revelatoare, pentru că m-am întors de acolo mult mai recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am în viața mea și am realizat că confortul meu nu este despre, nu știu, un pat, un telefon, mâncare, ci confortul meu înseamnă familie, prieteni și muzică. Deci cel mai mult mi-a fost dor de familie, prieteni și de muzică. Mi-au lipsit enorm. A fost foarte interesant. S-a îndetrăit așa ceva, însă îți spun sincer că nu m-aș mai duce încă o dată. Asta voiam să te întreb dacă ai mai zice, da, poate nu la Sunt celebru, poate la alte emisiuni. La Sunt celebru, cum să spun, e bine de trăit o dată în viață. Eu de obicei accept cu un așa, un da hotărât orice experiență și orice provocare care pe mine mă împinge un picuț mai în față, care mă face să descoper lucruri noi despre mine, despre oameni, despre viața asta. Îmi plac foarte mult provocările și da, o să spun de fiecare dată dacă mi se va propune, dar acum să mă mai duc încă o dată la Sunt celebru, să mai trăiesc și am trăit acolo, nu, în niciun caz a fost suficient. Zi-mi așa, cum ai făcut tu față la tot ce se întâmplă în junglă până la urmă? Pentru că aveți probele alea pe care toți le privim la televizor și stăm, deci eu vă privesc așa, îmi pun mâinile la ochi, știi, ca la filmele de groază și vă văd, oare ce mai mănâncă, oare ce li se mai pun? Doi, mai sunteți și acolo, este o atmosferă tensionată pentru că toți sunteți supărați, nu ați mâncat, ați trecut prin probe grele, vreți să vă întoarceți la confort. Cum faci față la toate lucrurile astea și la certurile care sunt provocate? Eu sunt o persoană care iubește pacea și armonia, nu sunt deloc conflictuală și atunci mi-a fost un picuț mai ușor să gestionez, chit că, da, au fost foarte multe momente tensionate între noi, era normal, cu toții am fost diferiți și fiecare a gestionat situația cum a putut mai bine. Evident că acolo intri în joc, ți-e dor și de casă, ți lipsește și mâncarea, adică senzația de foame pe noi ne băga așa într-o stare foarte, foarte tensionată. Am mers și foarte determinată acolo și focusată pe ceea ce am de făcut și ceea ce, nu știu, voiam să trăiesc în experiența asta și atunci am trecut un picuț mai ușor peste toată perioada în care am stat acolo. N-a fost deloc plăcut, nici la probe, că am descoperit fobii noi, de exemplu, nu știu, de apă, deși eu știam că nu mi-e frică de apă, s-a întâmplat și asta. Dar am venit mult mai puternică, mai determinată să fac orice lucru și ți-am spus, mai recunoscătoare pentru tot ceea ce am. Păi stai puțin și acum ți-e frică de apă, adică nu te-ai mai duce pe plajă, în locuri cu apă? Nu, tocmai că nu mi-e frică de apă, a fost un context anume în care mi-a fost frică să nu rămân fără aer. Și uite, așa am avut și primul atac de panică acolo, eu nemai experimentând niciodată treaba asta. A fost foarte multă presiune pe mine în acel moment, pentru că sunt competitivă, îmi plac jocurile, îmi place să câștig mereu, deși am învățat să și pierd, că e normal, însă îmi doream să trec proba cu bine și chiar
chiar în timpul atacului de panică au reușit să, nu știu, medicul care era acolo de față a reușit să mă liniștească și să reușesc și eu să continui proba. Și chiar sunt mândră, crede-mă, că am trecut prin experiența asta și prin tot greul ăla, că ți-am zis, vii așa cu altă forță și cu altă încredere acasă.